Slăvit să fie Dumnezeul nostru care ne-a mântuit, dragii mei! Ne închinăm înaintea Lui cu toată reverența, mulțumirea că până aici Dumnezeu a fost cu noi și ne-a binecuvântat. În zilele trecute am avut o discuție cu o persoană din biserica noastră, un vas al Domnului din biserica noastră și îmi spunea o descoperire care a avut din partea Lui Dumnezeu. M-a pus mult pe gânduri și aceasta m-a dus la cercetarea Sfântului Cuvânt și la discutat în această dimineață ceea ce am simțit din partea lui Dumnezeu, ca un îndemn pentru biserica noastră. Descoperirea spunea în felul acesta. Trecuțem printr-un loc eu și era ca un fel de speriitoare de ciori, ceva morbid, urât. Mai mulți copii erau în jurul acelei situații. Zicea, vasul Domnului, tu nu te-i de aceasta, dar te uitei foarte atent și foarte surprins de ce copii acești erau în jurul acestei situații așa de morbide și neplăcute. Zicea persoana, n-am înțeles la Dumnezeu cu privire la ce vrea să zică Domnul la această lucrare, dar am vrut să ți-o spun. E lucrarea am înțeles-o și am primit un îndemn în inimă, deja cugetasem la gândul acesta și lucrarea a întărit ceea ce Dumnezeu am gândit că vrea să ne spună în această zi. Trăim într-o vreme, dragii mei, în care biserica tot mai mult pierde linia ceea ce este chemată să trăiască, să mențină, în ceea ce înseamnă separarea de lume și trăirea pentru Dumnezeu. Noi gândim de obicei în extreme, ori ne separăm complet, ori dăm la o parte orice fel de barieră care ar putea să fie între noi ori devenim niște oameni care ne ascundem undeva într-o peșteră gândind că îl vom aștepta pe Dumnezeu până la revenirea Lui, ori gândim că vom iubi pe toți oameni, indiferent de cultură, gând și orice fel de manifestare, și așadar îi primim pe toți, suntem cu toți, doar ca să fie foarte bine. În schimb, Sfânta Scriptură, dragii mei, vorbește despre o responsabilitate care ni se creează din cauza unor făgăduințe care Dumnezeu ni le-a făcut. Și anume, ne cheamă Biblia să avem foarte mare grijă la felul în care noi ne raportăm la cei din jurul nostru care nu îl cunosc pe Dumnezeu. În sensul acesta, introductiv vorbind, mi-aduc aminte din copilăria mea că uh, ori de câte ori mergeam la dentist, pentru că uram cu toată inima mea, cu tot, tot sufletul meu și cu toată puterea mea să mă duc la dentist, uh, primeam o promisiune. Dacă vei sta cu minte și nu țip pe scaun, uh, primești un nou Kinder. Și asta era bucuria mea ca și copil. Uh, rapt tortura dentistului și am să primesc un nou Kinder. Am avut niște experiențe foarte neplăcute de copil fiind la dentist și m-au marcat în felul acela în care uram cu toată inima mea să mă duc să mă vadă dentistul. Și știind că este o promisiune care mă îmbărbătează, răbdam cu chiu cu vai ca să primesc oul acela kinder care mi-era promis. Și pentru n-am rât de ou, răbdam tot, tot chinul. Este o promisiune care ne responsabilizează. Ca de exemplu tinerii care sunt în facultate, merg la școală, li se cere să mențin o medie nume cumulativă pe toate cursurile care le fac, să treacă examenele cu brio, cum zice în noi român, să facă totul foarte bine. Că dacă vor învăța foarte bine, există o promisiune la capăt. Anume, vor avea un serviciu foarte bun. Visul românesc să devii doctor, inginer sau ceva de felul acesta a motivat pe mulți să meargă la școală, să învețe foarte bine, să-și dedice o parte din viața lor ca să învețe cât mai bine posibil. Există o promisiune și această promisiune ne responsabilizează. Sunt o serie de promisiuni, dragii mei, care ne dau speranță în viața noastră și noi, acordând sau ancorându-ne în ele, ne luptăm cu a nevoie și cu multă responsabilitate ca să ajungem să căpătăm ceea ce ni s-a promis. Ca de exemplu, omul luptă toată viața lui, muncește din greu, bagă ore extra, cu speranța că promisiunea aceea de viitor va fi că într-o zi va deveni ca bătrânelul acela din poză la fiecare advertisement. Un om ieșit la pensie care se bucură cu o dantură perfectă, care va merge toată ziua cu barca pe lac și se va bucura de o pensie foarte bună. Și asta este visul la care toți visează și atunci muncesc cu a nevoie gândind că dacă vor depune efortul, sperăm ca într-o zi acesta să ne fie răsplătit. Totuși, dragii mei, înțelegem că nu putem spera dacă nu suntem responsabili. Există nevoie de responsabilitate. În anul 1980 era un maraton foarte mare în zona Bostonului, în America, și o femeie a câștigat premiul acestui concurs fugind, luând un, un timp record, care au rămas și oamenii surprinși. Era al treilea record în lume la ora aceea pentru o femeie fugând maratonul. Problema a fost că la 8 zile mai târziu au descalificat-o complet pentru că s-a sesizat că femeia aceasta intrase de fapt în cursă undeva la 800 de metri înainte de a termina fuga. A intrat în fața celui care era pe primul loc, a intrat înaintea ei cu vreo 800 metri mai înainte și a sfârșit foarte bine. Desigur, a încălca regulile cerute, pierzi făgăduința, promisiunea sau premiul care ți s-a făcut. Similar, dragii mei, Biblia arată că sunt făgăduințe care care ni se creează din partea lui Dumnezeu, dar ele ne responsabilizează la o viață și o trăire cu Dumnezeu, pentru că nu se poate primi premiul altfel. Auziți Iacov 1 cu 12. Ferice de cel ce rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cu vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Făgăduința, promisiunea este că vom primi cu vieții. Responsabilitatea ca să primim înseamnă să răbdăm ispita. Nu să nu avem parte de ispite, ci să răbdăm atunci când suntem ispitiți. Apocalipsa 22 cu 14 Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Este promisiunea că vom mânca din pomul vieții, vom intra pe porți în cetate. Responsabilitatea care ne revine este să ne spălăm hainele în sângele mielului. Promisiunile lui Dumnezeu întotdeauna creează această responsabilitate și nu le putem separa pe cele două. Făgăduința vine întotdeauna împreună cu responsabilitate. Așadar, aș vrea să vorbim în această dimineață, dragii mei, despre făgăduințe care ne responsabilizează. Făgăduințe din partea lui Dumnezeu care pe noi ne responsabilizează. Am citit un pasaj din 2 Corinteni, capitolul 6, în care ni se spune despre importanța de a fi separați de lumea în care noi trăim, pentru că noi avem făgăduințe deosebite, spune Sfântul Cuvânt. Ca să înțelegem doar pe scurt contextul corintian în care Pavel scrie această scrisoare, este a doua sa scrisoare după ce în prima încercat să corecteze anumite probleme care le-a sesizat în Biserica fondată în Corint, mai apoi le scrie a doua scrisoare bucurându-se de faptul că acea primă scrisoare a avut un efect, dar încă mai erau câteva lucruri care trebuiau să fie puse în ordine. Cetatea Corintului, sau mai bine spus orașul Corintului, a fost distrus în anul 146 înainte de Hristos, când au intrat romanii și au distrus orașul. Mai apoi, l-au restabilit ca o colonie romană sub Iulius Cezar. Orașul acesta a devenit un loc extraordinar de prosper, fiind într-o zonă comercială foarte bună, fiind un port foarte puternic, a ajuns să beneficieze de o prosperitate extraordinară, încât oameni din mai multe zone, atât romani, cât și greci, cât și păgâni, cât și din alte locuri, veneau în Corin să facă comerț ca să poată să facă cât mai mulți bani. Era de asemenea un loc extraordinar pentru plăceri, precum era în vremea aceea. Dispunea de cel mai faimos templu numit al Afroditei, unde erau o mie de prostituate care erau la îndemâna oricărui om care venea să se închine la acest templu. Deci această imoralitate ajunsese la culme în ceea ce însemna Corintul din vremea aceea. De altfel, expresia a fi un corintian era de fapt o insultă care ar fi fost similară cu ce spunem noi astăzi, a fi un sodomit. Adică, le om acel loc care reprezenta păcatul la culme și aplicăm adjectivul acesta unei persoane, tu te comporți așa de imoral precum ești ca un Corintian. Așa mergea expresia din vremea aceea. Pe lângă imoralitate era o idolatrie exagerată. Era mai multe temple. Templul Afrodite era doar unul dintre cele multe, în schimb erau foarte multe alte temple și cărnurile care se consumau în oraș, de multe ori ajungeau pe piață în urma jerfelor și sacrificiilor făcute în aceste temple. Mai apoi ajungeau în comerț și omul când cumpăra nici nu putea să diferențieze dacă o carne cumpărată de fapt era curată, era normală sau era trecută pe la vreun templu păgân. Așa de rea ajunsese problema în Corint. Ba mai mult, aceste probleme politice care erau existente în Corint au făcut oamenii extraordinar de intoleranți la a fi controlați, a fi conduși de cineva. Și erau diferite facțiuni în oraș care divizau populația orașului. Din cauza că lipsea o aristocrație necesară, aceste probleme se evidențiau în zona Corintului. Și aceste probleme, dragii mei, se observă că infiltrează chiar și viața bisericii. Partidele, precum le observă Apostolul Pavel, problema imoralității și chiar a idolatriei se observă chiar în viața bisericii. Și de aceea, Apostolul Pavel este nevoit ca să încerce să repare aceste probleme care el le observă în Corint. În schimb, vă spuneam că făgăduințele care noi le avem ne responsabilizează în fața lui Dumnezeu. Când vorbim despre făgăduințe, ce făgăduințe spunem noi aici? În versetul 1 din capitolul 7, deci fiindcă avem astfel de făgăduințe prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Fiindcă avem astfel de făgăduințe, dar care sunt făgăduințele? Dacă veți doar cu câteva versete mai sus, începând cu versetul 16, 17. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi Tată și voi veți fi și fiice. zice Domnul cel Atotputernic. Adică acea relație cu Dumnezeu care se evidențiază mai profund în versetul 16. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Era o făgăduință, o promisiune, dragii mei, că Dumnezeu avea să locuiască împreună cu oamenii într-un mod absolut, într-un mod extraordinar. Și acest adevăr, Domnul Isus Hristos însuși îl evidențiază în Ioan, capitolul 14, cu versetul 23. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Și acum auziți, noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Dacă cineva îl iubește pe Dumnezeu, Dumnezeu va veni și va locui cu el. Dar, desigur, vorbind din contextul iudaic, era un pic o problemă care nu era percepută corect. Pentru că dacă veți întoarce în Deuteronom, în capitolul 12, începând cu versetul 10, ni se spune în felul acesta dar veți trece Iordanul și veți locui în țara pe care vă va da Să stăpânire Domnul Dumnezeul vostru. El vă va da o dihnă după ce vă va izbăvi de toți vrășmașii voștri care vă înconjoară și veți locui fără frică. Atunci va fi un loc pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru ca să locuiască numele Lui acolo. Acolo să aduceți tot ce vă poruncesc, ardelele voastre de toți, jerfele zeciuielile, cele din tiroade și darurile alese pe care le veți face Domnului pentru împlinirea jurințelor Voastre. Va alege Dumnezeu un loc în care va locui numele Lui și când veți vrea să aveți comuniune, părtășie cu Dumnezeu, se va putea doar în locul acela special, sacralizat de Dumnezeu. Și acesta era, de fapt, Templul Domnului. De aceea credeau iudii că, prin faptul că exista un templu în mijlocul lui Israel, nu se putea să fie contropiți. De aceea spunea prorocii, ce tot strigați templul Domnului, templul Domnului, ca și cum prin faptul că exista un templu, nimic rău nu putea să vină în templu, trebuia numai decât să fie Dumnezeu. Desigur, Domnul vroia să aibă acea comuniune cu ei în cadrul închinării de la templul, dar deodată se observă în Noul Testament o schimbare care se face. Și Apostolul Pavel o remarcă extraordinar de frumos. 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Deodată se face inversare, nu o clădire, ci Dumnezeu vrea să locuiască în oameni. Reenunț aceasta, Pavel, în 1 Corinteni 6 cu 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Exista o problemă în Corint, dragii mei. Corintenii gândeau în felul acesta după o gândire grecească. Materia este rea pe când Spiritul este bun. Anume, în trup pot să fac orice vreau, pot să mă destrăbălez, pot să curvez, pot să fac orice vreau eu, pentru că nu contează ce în trup, contează ce se întâmplă în relația mea de Duh. Și aceasta era mentalitatea corintenilor Și apostolul Pavel spune, frații mei, nu se poate așa Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt Că Dumnezeu locuiește în voi Așadar, sfințiți pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru Și noi spunem, Doamne ajută-ne la aceasta În noi vrea să locuiască Dumnezeu Și se observă că această prezență dumnezeiască, dragii mei Făgăduința aceasta este prezența Duhului Sfânt sfânt în viața omului pentru că spunea Apostolul Petru în ziua de Rusalii, în fapte 2 cu 38, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți care sunt departe acum în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul vostru. Care făgăduință? În 39, în 38 ni se spune Darul Duhului Sfânt, care va fi primit de cei care vor crede în Dumnezeu. Este promisiunea că Dumnezeu vrea să locuiască în noi. Și făgăduința aceasta ajunge până în zilele noastre, până în 2020. Pentru noi, copiii noștri și toți care vin Dumnezeu, încă mai are Duh Sfânt să boteze, să dea har și să aducă mângâiere. Mărit să fie în numele Domnului! De aceea, în Psalmul 78, Evreul avea poruncă să învețe în legea Domnului pe copiii lui, să-i aducă în fața lui Dumnezeu, ca nu cumva într-o zi de răscruce să dea dosul în fața luptei. Spuneam aceasta marțiară, că atunci când copiii noștri vor fi încredințați de lucrarea lui Dumnezeu, care o vor vedea în viețile noastre, în casele noastre, în adunarea noastră vor avea stabilitatea necesară să stea în față în față cu luptele, problemele care vor apărea. Există o făgăduință și Duhul Sfânt este numit făgăduința primită de la Tatăl prin Domnul Isus Hristos. Deci făgăduința care avem, dragii mei, este că Dumnezeu vrea să locuiască în noi prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și noi pentru aceasta spunem, lăudați să fie Domnul! fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea atunci apare o responsabilitate. Pentru că Dumnezeu ne-a dat făgăduințe, avem și responsabilități. Făgăduințe care ne responsabilizează. Și am observat, dragii mei, două responsabilități care ies din pasajul acesta, la care ne cheamă Dumnezeu să vegem cu foarte mare atenție, dacă vrem ca în noi să locuiască Duhul Sfânt a lui Dumnezeu. În primul rând apare responsabilitatea separării și în al doilea rând apare responsabilitatea sfințirii. Haideți să le urmărim împreună și câteva aspecte practice care vreau să le învățăm pentru familiile noastre în creșterea copiilor noștri și în a, a, ceea ce înseamnă trăirea în familia noastră. Ne bucurăm că este și o binecuvântare astăzi și le împletim toate împreună. În primul rând, dragii mei, responsabilitatea separării. Apostolul Pavel ne prezintă clar starea dihotomică dintre biserică și și lume. Versetul 14, nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși. El folosește aici o imagine împrumutată din legea lui Dumnezeu. În Deuteronom 22,10, să nu ari cu un bou și un măgar înjugați împreună. Cele două animale sunt foarte diferite. Unul este mult mai mare, mult mai tare, n-am fost agricultor, dumneavoastră poate veste mai la îndimână cei care ați trăit în România și ați prins mai mult timp acolo în parte de agricultură. Uh, unul este mult mai mare și altul este mai micuț. Să pui un juc pe cele două animale, n cum, pentru că nu prezintă aceeași egalitate în ceea ce înseamnă esența lor ca să lucreze împreună. Anume, ce se va întâmpla dacă înjugi aceste două animale? Ori omori pe unul, că nu poate face față cu celălalt, ori îl faci pe celălalt să fie ineficient. Nu poate să lucreze împreună. Și aici Apostolul Pavel ia această simbolistică și spune, dragii mei, nu puteți să vă înjugați cu cei necredincioși, pentru că este o mare diferență între voi care sunteți mântuiți și între cei care sunt necredincioși. Nu puteți să stați împreună în același loc, nu trageți în aceeași direcție, nu mergeți în același loc. Există o mare diferență. Și din cele cinci întrebări retorice care Apostolul Pavel le pune, reiese de fapt de ce? Pentru că în cadrul bisericii există ceva special, care ne leagă, ne unește și care ne diferențiază absolut de lume. Observați cele cinci întrebări, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Aici expresia pentru legătură este de parteneriat, de părtășie, ceea ce spune în fapte 2 cu 42. Ei stăruiau în legătura frățească, adică ce părtășie poate să fie între cei care sunt sfinți și cei care nu sunt sfinți, între trăirea curată și trăirea imorală. Nu există nimic în comun. A doua întrebare retorică. Ce înțelegere sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Expresia originală este de comuniune sau împărtășire. Aici apare expresia coinonia, de comunitate. Există o comunitate a Sfinților lui Dumnezeu. Există comuniune, ne ajutăm unii pe alții, ne sprijinim unii pe alții. Dar între lumină și întuneric, ce comuniune poate să fie? Lumina alungă întunericul. Ele două nu pot să coexiste. Sunt complet dihotomice. Cum ar putea să fie acestea două împreună? A treia întrebare retorică. Ce înțelegere poate să fie între Hristos și Belial? Aici expresia pentru înțelegere este de armonie, precum ar fi cuvântul simfonie. Cum ar putea să cânte împreună aceste două concepte? Cum ar putea să gândească la fel aceste două concepte? Nu există nicio armonie între Hristos și între Satana. Sunt două lucruri complet diferite în privința aceasta. Biserica nu se poate înjuga cu cei necredincioși. Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Aici cuvântul legătură în original arată a împărți ceva, a diviza ceva, a primi o porție din ceva mai larg. Ce aveți voi de împărțit cu cei care sunt necredincioși? Valorile dumneavoastră vă pun automat în conflict cu cei care sunt necredincioși. Dacă nu, se pune întrebarea oare cum trăim pentru Hristos? Dacă cei necredincioși se simt foarte confortabili în jurul nostru, prin manierismele noastre, vorba noastră, prin ceea ce noi facem, dragii mei, se pune întrebarea oare chiar trăim pentru Dumnezeu sau am ajuns să trăim ca și lumea? Ce înțelegere poate să fie între acestea două? Și ultima întrebare retorică, cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Adică expresia originală, ce alianță este aici între templul lui Dumnezeu și idolii? Ce consimțământ există între aceste două? Nu este nimica în Comun. Din acestea trebuie să înțelegem, dragii mei, că între trupul lui Hristos, biserica și lume, există o diferențiere absolută. Observați cât de opuse, cât de dihotomice sunt aceste expresii care Apostolul Pavel le folosește. Întuneric și lumină, Hristos și satana, credincios, necredincios, fără de lege și neprihănire. Cele două nu pot coexista, dragii mei. Deviza finală a apostolului atunci este separare totală. În versetul 17, de aceea, ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Dacă vreți să fiți copii ai lui Dumnezeu, separare totală, fiindcă avem făgăduința prezenței Duhului Sfânt în inimile noastre, prima responsabilitate, dragii mei, este de, de, de separare absolut totală. Versetul 17, de fapt, vine din Isaia 52 cu 11, unde Dumnezeu spunea poporului Israel din Babilon, în urma căderii exilului babilonic, ieșiți, ieșiți din Babilon, întoarceți-vă înapoi în Israel. Nu vă atingeți de nimic necurat, ci ieșiți din locul acela voi care purtați vasele Domnului. Gândiți-vă dumneavoastră, Israelul a luat rob și a dus forțat în Babilon. Odată ce a căzut Babilonul și a căzut robia babiloniană, pentru ce ar mai fi rămas un evreu în Babilon? Dar nu-i casa lui, nu-i locul lui. De ce să mai rămână acolo? E normal să plece acasă. Și totuși, dragii mei, nu toți au plecat. Pentru că unii au ajuns așa de legați de cultura în care acum erau, încât le era greu să se detașeze de ceea ce însemna sistemul babilonic în care ei trăiau. Ieșiți din Babilon, nu vă atingeți de ce este necurat, spunea Sfânta Scriptură. Dacă evreul avea o închinare cu totul aparte, el nu se putea contamina, dragii mei, cu ceea ce însemnau idolii. Precum biserica nu are de-a face nimic cu viața veche. Pentru că în 2 Corinteni 5 cu 17 ni se spune că noi suntem o făptură nouă, construiți de Dumnezeu printr-o natură nouă. Și ni se spune în Tit, capitolul 2, că Harul ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și mai mult, ni se spune că ceea ce odată era viața noastră, nouă acum ne este rușine de ea. Roman 6 cu 20, căci atunci când erați robi ai păcatul, erați slobos față de neprihănire. Și ce roade îi aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că a sfârșitul acestor lucruri este moartea. Mie mi-este rușine de ceea ce eram odinioară fără de Hristos. Am întâlnit persoane care își spun așa zisa mărturie, cu atâta patos încât parcă se laudă cu păcatele lor. Nu se plâng de fapt din care Dumnezeu i-a salvat. Se laudă cum mergeau din club în club, din loc în loc și făceau. Asta nu este, dragii mei, o viață care s-a întors la Hristos. Asta e o viață care se chinie în pocăință și pare rău de ceea ce a pierdut-o din ioară, de păcatele vieții. Ne cheamă Dumnezeu la o separare totală. Deviza este separare totală. Și practic vorbind, dragii mei, ce înseamnă separare totală? Creștinul nu are ce participa în celebrările lumii acesteia. În săptămâna aceasta, în sfârșitul săptămânii, va din nou celebra societatea noastră această zi păgână, cu totul ocultă și demonică, halloween -ul. Ce are de-a face un creștin cu halloween -ul? Am auzit fel și fel de argumente. Cum că noi trebuie să fim lumini în întuneric, cum că noi vom da Biblie în loc să dăm cadouri, cum că noi vom da câte alte lucruri. Dragii mei, ce are de-a face lumina cu întunericul? Biblia este categorică, separare totală. Nu există nimica de a le uni pe cele două împreună. Ce are de-a face creștinul cu moș Crăciunul? Vine iarna, se bucură toți, împodobesc casele și se închină unei persoane fictive. Ce are de-a face creștinul cu sărbătorile lumești, dragii mei? Vine cineva și te invită să mergi la o nomastică, la ziua lui de naștere, că se închină toți înaintea lui, că e ziua lui de naștere și să ne bucurăm cu toți, să ne veselim cu toți, aducem copii, facem festivități. Ce are de a face creștinul care se închină numai lui Dumnezeu cu închinare la cultul persoanei, dragii mei? Separare totală, spune Sfânta Scriptură. Și dacă vrem să trăiască Duhul Sfânt în noi, să ne separăm de tot ceea ce înseamnă lume, Domnul să ne ajute la aceasta, fiindcă avem astfel de făgăduințe, dragii mei, să ne întoarcem către Dumnezeu cu responsabilitate. Separare totală. Creștinul nu are ce să caute divertismentul lumii acesteia. Știți că avem o responsabilitate extraordinară ca și părinți în era aceasta hiperdigitală. Copiii noștri de la vârsta de câteva luni de zile, de când deja învață să se trască pe jos, știu dacă prin, prin un telefon, dacă îl apasă de câteva ori se deschide ecranul, știți că știu mai mult decât știm noi? Știți că știu cum să le deschidă, să le învârtă, să le pună? Știți că știu cum să ascundă ca nici măcar să nu știi la ce s-a uitat el? Știți că avem o responsabilitate să ne interesăm de ceea ce se întâmplă în viața lor? Scuza că eu nu știu ce face. Asta nu stă în picioare. Ești responsabil ca și părinte, drag frate, dragă soră, ca să ai grijă și să veghezi asupra ceea ce se întâmplă în casa ta. Pentru că avem nevoie de separare totală. Ce are de-a face creștinul care promovează viața, iubirea, iertarea cu crimele din jocurile video unde se omoară oamenii? Ce are de-a face creștinul care promovează castitate, puritate, trăire în decență cu Dumnezeu, cu filmele imorale care prezintă trupul goale? Ce are de-a face, dragii mei? separare totală, fiindcă avem astfel de făgăduințe că Duhul Sfânt locuiește noi, să ne sfințim din toată inima și o zic, Doamne ajută-ne la aceasta. Separare totală. Ca de exemplu, ce are de-a face creștinul cu a imita chipul lumii în care noi trăim? Ni se spune în Roman 12 cu 2, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Și știți că a infiltrat moda lumii chiar și în bisericile noastre? De multe ori ne gândim să vorbim mai despre surori, că surorile, surorile, surorile este problema. Dar am văzut băieți care se că după cultul acesta al homosexualilor. Pantaloni care sunt tot mai strânsi pe ei. Pantaloni care încearcă să evidențieze că există ceva. Pantaloni care devin tot mai scurți în loc să fie cum ar trebui să fie pantaloni normali. Cămăși și tricouri care strâng persoana. Și desigur intrăm la toate celelalte. Dragii mei, ce are de a face creștinul cu lumea în care noi trăim. Separare totală! Tu vrei să fii ambasadorul cerului și vrei să te îmbraci ca stricații lumii acesteia? Nu se poate cele două împreună! Dacă vrem să păstrăm făgăduința Harului Duhului Sfânt, ne cheamă Dumnezeu la separare totală! Doamne, ajută-ne la aceasta! Ca mamă în casă, ai o responsabilitate să-ți înveți fetița cum să se îmbrace frumos și cu decență în fața lui Dumnezeu. Ca și tată în casă ai o responsabilitate să vegheze asupra casei tale și să traseze o linie a normalității și a decenței de a umbla frumos înainte lui Dumnezeu. Mă rog din toată inima Dumnezeu să ne bine la aceasta. Pentru că dacă avem făgăduința Duhului Sfânt în noi, dragii mei, Duhul Sfânt nu trăiește la un loc cu idolii, cu necurăția, cu murdăria, cu belial. Nu se poate cele două. Și cum ne măgulim că noi suntem pocăiți, dar am vrea să trăim și ca și lumea. Ne-am obișnuit, dragii mei, că duminică este ziua lui Dumnezeu. Duminică ne schimbăm, ne pregătim, vorbim frumos și în celelalte șase zile ce facem când venim în societate? Cum ne comportăm? Știți că ar trebui să-L vadă pe Hristos în noi? Pentru prima dată în Antiochia, când s-au văzut creștinii, li s-a dat numele de creștini, Hristoși mai mici. Pentru că trăirea lor era cu totul diametral opusă de lumea în care ei trăiau. Au atras oamenii la Dumnezeu. Atâtea mărturii frumoase s-au spus în timpul nostru în care oameni s-au pocăit pentru că au văzut pocăiți pe lângă ei, pentru că au văzut oameni care s-au apropiat de Dumnezeu. La un moment dat, într-o comunitate, un bărbat s-a întors la Dumnezeu. Era un milițian care omul acesta a fost un om dur la viața lui. În schimb, cât de tare a fost el, lua bătaie de la nevasta acasă. Era o femeie atât de rea, dacă cumva cineva o saluta în, în sat, îl înjura. Dacă nu-l saluta, îl înjura. Nu avea cum să scape de ea. Acasă, cât de bărbat era el, lua bătaie de la ea. Atât de mânioasă, atât de, de rea era. Zicea el, o singură dată am văzut-o plângând. Și de mânie o plâns, nu de durere, de mânie. Um... Femeia aceasta, într-o zi, s-a întâlnit cu un grup de tineri care au venit în evanghelizare, ascultând cântările, predica, așa de pătrunsă i-a fost inima ei, dragii mei, încât s-a întors la Dumnezeu. Seara vine acasă, zicea el, eu trebuie să dau mâncare și la animale și la toate. Seara, când ajunge acasă, ea spune, dragul meu, uite, și -o mâncare pregătită, totul a fost făcut, nu vrei să vii cu mine la adunare? Și el când am văzut așa schimbarea, a spus cu tine, mă duc și la Vatican dacă vrei, unde vrei tu, numai să, să, fie tot așa. Dar unde vrei să mergem? Păi zice, vreau să mergem acolo în sat, la pocăiți. Dar păi de ce nu mergem la noștri? Da, vreau să mergem acolo, mă, cu tine mă duc oriunde, numai așa să fie. Merge împreună cu ea, în urma ceea ce vede în adunare, în urma ceea ce a văzut în viața acestei femei schimbat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, bărbatul acesta au botezul. Când a fost întrebat, la vârsta de 80 și ceva de ani, de ce vrei să te pocăiești? A spus el, tot cunoști pe nevastă mea? Păstorul spune, nu o cunosc. Băi, nevastă mea a fost cea mai rea femeie din sat. Dar dacă Dumnezeu a putut să o schimbe pe ea, prin ceea ce ați făcut voi aici, eu cred cu adevărat că există un Dumnezeu. Dragii mei, când vor vedea oamenii faptele noastre bune făcute prin trăirea în Duhul Sfânt, vor preamări pe Dumnezeu în ziua cercetării lor. Dar dacă vor vedea oamenii, o biserică care se comportă ca și lumea, sărbătorind sărbătorii morale, sărbătorind Halloween-ul, îmbrăcându-se ca și lumea, făcând tot ceea ce face lumea, ce diferență vrem să prezentăm, fiindcă avem astfel de făgăduințe, separare totală. Și încheia Apostolul Pavel, fiindcă avem astfel de făgăduințe, dragii mei, al doilea principiu era sfințire absolută ne cheamă Dumnezeu să ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu și să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Auziți sintagma, să ne curățăm și să ne sfințim, adică ne revine nouă. Știți că El se implică, El face, El ne mântuie, El ne ajută, dar știți că sunt anumite aspecte care ne revin și nouă. Noi nu ne putem mântui, El ne mântuie. Dar El acum, responsabilizându-ne, trezindu-ne la viață, ne cheamă să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii, păcate imorale, păcatele trupului, lucruri făcute care nu sunt bune, sau orice întinăciune a Duhului, orice fel de clevetire, judecată, răutate, ură, cuvinte nepotrivite care spun în dreptul altora. Știți cum ne curățăm? prin mărturisire. Asta ne revine nouă. Mărturisirea nu ne-o scoate Dumnezeu cu patentul. Asta nouă ne revine să ne mărturisim. Iar mai apoi, dragii mei, să ducem sfințirea până la capăt. Noi am fost mântuiți când am crezut în Hristos. Noi continuăm să fim mântuiți în procesul sfințirii de o viață și noi vom fi mântuiți pe deplin în ziua glorificării trupurilor noastre. Dar procesul acesta de sfințire trebuie să meargă până la capăt. Când ai timp să iei pauză? Câte unul spunea, mă, dacă pun pocăința jos 5 minute, când îți trag o palmă, așa mă lași în pace, așa gândesc unii oameni. Dragii mei, nu poți să o pui jos câteva minute, n cum, pentru că ești chemat să o duci până la capăt. Adică nu există zi de pauză, noi suntem copii al lui Dumnezeu. Nu, încercăm să fim și mai șchiopătăm din când în când. Și dacă cineva mai șchiopătează, astăzi să ne vindece Dumnezeu și să lase noi harul și puterea de a-L urma cu toată inima fiindcă avem astfel de făgăduințe, că Duhul Sfânt trăiește în inimile noastre și este în noi, să ne curățăm, dar, frații, frații mei, să ne separăm de orice înseamnă lume și să trăim în sfințirea care Dumnezeu ne-o cere. Și zic, Domnul, să ne ajute la aceasta. Amen.